Membrii Comisiei Electorale Centrale s-au întrunit astăzi într-o ședință la care sunt discutate subiecte legate de alegerile locale generale din 5 noiembrie. Jurnalistul TVR Moldova Nicolae Boico ne spune ce au decis reprezentanții CEC. Nicolae, bună seara, te ascultă! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ședința de la Comisia Electorală Centrală a început la ora 15 și continuă și în aceste momente. Pe ordine de zi au fost incluse 6 subiecte. Acum ceva timp, membrii CEC au stabilit cuantumul creditelor fără dobândă pe care le vor putea accesa concurenții electorale. Astfel, blocurile politice și partidele politice vor putea accesa credite fără dobândă până la 50.000 de lei, iar candidații independenți vor putea accesa credite fără dobândă până la suma de 10.000 de lei. Urmează cel de-al cincilea și al șaselea punct. Membrii CEC vor stabili o limită de bani care va putea fi virată în contul, grupelor de inițiativă care vor susține candidații independenți. Apropo, aceste grupe de inițiativă vor colecta semnături pentru înregistrarea candidaților independenți în cursa electorală și de asemenea vor promova în campanie electorală candidații independenți. Ultimul punct este stabilirea unui plafon de mijloace financiare care vor putea fi cheltuite în campanie electorală de către concurenții electorali care vor participa la alegerile din locale din luna noiembrie. Noi vom rămâne cu ochii pe tot ce se întâmplă la Comisia Electorală Centrală și vom reveni mâine cu mai multe detalii la acest subiect. Acestea au fost toate informațiile. Vadim mai